Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este jurnalistul Doru Dendiu, stabilit de vreo 5 ani încoace în Germania. Domnule Dendiu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Dendiu, așadar, din breasla noastră locală, dumneavoastră sunteți mai mult decât cunoscut, dar pentru publicul larg, suficient de cunoscut. Deci, dumneavoastră sunteți originar din Constanța. Între anii 1989 și 2011 ați făcut presa în România, inclusiv din 2007 în Republica Moldova. În anul 2011 ați obținut cetățenia Republicii Moldova. În perioada asta ați muncit la mai multe instituții mass media de la Chișinău. Da, am început cu NIT. Oho. Noile idei televizate. Iar în 2018, dumneavoastră, alături de familie, ați imigrat în Germania. Pe scurt, șperând, vă rog, de ce, după ce ați făcut corespondența aici, ați decis să vă stabiliți aici și după 11 ani de presă, plus ce ați făcut la Chișinău, ați plecat în Germania? Pentru că nu mai puteam face presă așa cum am învățat-o eu din 89. Pentru că, din păcate, nu doar la Chișinău, dar la Chișinău, unde eram în momentul respectiv, am constatat că presa a devenit de partid. Pe absolut toate mijloacele de comunicare în masă, poți să pui fix eticheta unui partid sau fix eticheta unui, hai să spunem, oligarh, cum e consacrat termenul, da? Și a fost momentul în care am decis că nu mai am ce căuta în presă. E drept că nici propuneri foarte multe n-am mai căpătat la un moment dat, pentru că eu am scris întotdeauna ce am văzut, în special ce am văzut în stradă. Dacă mi îngăduiți o scurtă poveste, prima mea angajare la un ziar serios în București, în anul 1991, am bătut la ușă și am zis: bună ziua, vreau să mă angajez. Ușa directorului. Directorul m-a dat afară, din birou, la propriu, și mi-a zis: Dendiu, ieși în stradă, adun 5 materiale și dacă sunt bune, ești jurnalist, dacă nu, nu. Pe vremea aia, jurnalismul se făcea în stradă, nu se făcea după comunicate de presă. Comunicatele de presă eventual puteau să susțină o parte a poveștii tale, dar povestea ta fiind făcută în stradă, între oameni, povestea era credibilă, povestea avea culoare și consider eu că atunci făceam presă. Acum nu se mai face presă. Acum se face un fel de muncă de birou în care jurnalistul stă la birou, preia niște comunicate. Dacă în comunicat este o eroare gramaticală sau de altă natură, nu verifică. Dom'le, nu verifică cifrele. În general, ce am mai observat, comunicatele de presă nu mai conțin cifre. E așa o poveste frumoasă, o bălmăjeală, că X a făcut, wow, super. Om bun, cât costă? Cine plătește? Al cui e scaunul pe care stai? Astea sunt primele întrebări pe care trebuie să le pună un jurnalist. De unde-s banii? În momentul, eram în 2015, între 2011 și perioada în care am plecat în Germania, am lucrat la două instituții din Republica Moldova. Cei care știu, știu. O mai spun o dată pentru cei care poate nu știu. Agenția pentru Proprietate Intelectuală și Institutul Mamei și Copilului, tot pe partea de comunicare. A fost destul de ok, a fost binișor, except în un mic incident pe la Institutul Mamei și Copilului, dar mă rog, cine nu greșește. Și a apărut momentul 2017, când pe de o parte nu aveam unde să lucrez, pe de altă parte trebuia să-mi întrețin familia, care e destul de numeroasă. Înainte să plec, am avut o propunere din partea unuia dintre oligarhi, care avea o televiziune încă în vogă, care nu fusese încă fugărit. Dacă nu vă spărați, nu o să dau nume. E clar ce. Propunerea a venit în felul ăsta. Uite, m-a trimis să-ți spun că te-ar angaja. Și am zis: bun, hai să facem așa. Mașină de serviciu,
apartament, primă de instalare, contract ferm cu despăgubire de reziliere. Înțelegeți așa, frumos, frumușel. Bine, zâmbete și de o parte și de alta și ne-am despărțit prieteni, să zic așa. În momentul ăla am realizat că trebuie să iau o decizie. Trebuie să fac ceva. Mi-am sunat colegii din România, foști colegi din presă. Băieți, am nevoie de muncă. Și da, zice, vino. Păi, cât pot să mi-oferi? Mai mult de 5-600 de euro și să zici mersi și pentru aia. Și ce să fac eu de banii ăștia? Păi, mai pe scurt, copii-paste. Vă zic, voi sunteți sănătoși la cap. Până și voi ați ajuns la copii-paste. Ci de îndiu nu avem ce să facem. Trebuie să facem clicuri, frate. Clicuri, 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 clicuri. Presa click. Eu așa o numesc acum. Cu foarte mici excepții. Motiv pentru care situația este cum este și în partea de politică. Dacă jurnaliștii fac presă click, puterea face voturi click. Și își face de cap. În contextul ăsta am decis și în 3 săptămâni am fost plecat în Germania. Și îmi pare rău că n-am adus cu mine, v-aș fi arătat-o cu mare plăcere. Pe o carte de vizită, primul loc de muncă pe care l-am marcat, am emoții și acum, îmi cer scuze, era la sortat deșeuri. Eram atât de hotărât să plec. Din fericire, între timp am găsit altceva, nu foarte bun, dar am mers. Am făcut cârcă. 6 luni de zile am dat cu cârca în container. Nu mi-e rușine să o spun, nu mi-e rușine că am făcut-o. Da, acum. În Germania. Da, acum în Germania ce faceți? Acum în Germania încep să nu mai fac nimic. Copiii mei au rămas acolo din motive personale. Încerc să mă retrag spre părinți. Părinții sunt foarte în vârstă. Nu am încă nevoie de susținere, dar i-am neglijat foarte mult timp. Și cred că e bine să vin la Baștină. Baștina fiind la Constanța. La Constanța. Așa. Baștina mea e și la Chișinău. Mă simt foarte atras întotdeauna. Sigur că fiecare revenire, chiar ieri vorbeam cu o cunoștință, fiecare revenire în Chișinău îmi provoacă o stare, un stres extraordinar. M-am obișnuit foarte greu la început cu multe lucruri care se întâmplă pe aici și acum, după o pauză de 5 ani, aproape 6, resimt. Am din nou trăirile alea din 2007, când am ajuns prima oară aici. Sunt stări care, mă rog, mi-au creat probleme și de-a lungul anilor. Comportamentul, mentalitatea și limba vorbită pe mine, vă supărați sau nu, dar mă scot din sărite. Domnule Diu, dumneavoastră aveți 3 flăcăi, mai mult decât minunați. Pentru dumneavoastră este clar că viața lor va fi în Germania? Bun, când vor avea majorat, poate alte state, nu știu. Da, la majorat e clar, e decizia lor. Eu cred că vor rămâne acolo, vor alege să rămână. A fost și acesta un motiv, eu aș putea să spun că am plecat pentru copii. N-a fost motivul principal, motivul principal tocmai vi l-am spus. Dar a fost un argument. Știți, eu am scris câteva știri despre oameni bătuți sau înjunghiați pentru că au vorbit la Chișinău limba română. Am scris știri despre nenorociți, beți, drogați care ucid oameni. Nenorociți, inclusiv polițiști, judecători, când într-un stat, pentru că despre un stat vorbim, când într-un stat astfel de fenomene, astfel de cazuri iau amploarea de fenomen, înseamnă că ceva acolo nu e în regulă. Eu n-am vrut să-mi cresc copii într-un mediu de acest gen. Pentru mine un mediu violent. Din perspectiva mea, orice copil care iese pe stradă la școală sau de la școală sau într-o activitate recreativă și trebuie să treacă pe o trecere de pietoni în Chișinău, pe un drum național, într-o comună, e supus unui risc maxim. Eu am vrut să evit pentru copiii mei astfel de riscuri și i-am dus acolo. Și sunt foarte bucuros că s-au integrat
mai bine decât am reușit eu să fac lucrul ăsta acolo. Nebuniile tragice care se întâmplă la noi nu se întâmplă și la case mari? Dacă prin case mari vă referiți la țări, la state precum Germania sau, nu știu, nu, în mod categoric nu. Eu am povestit acolo inițial în engleză, pentru că nu știam limba. Eu am plecat fără să știu o boabă germană. Guten Morgen, Guten Tag, Auf Wiedersehen și Auf Wiedersehen, cam atât. Am povestit unor colegi pe care i-am simțit mai aproape într-o anumită perioadă cam ce se întâmplă inclusiv în România, nu numai în Republica Moldova. Credeți-mă că, așa cum spunem noi, și-au făcut cruce. Ei nu pot înțelege așa ceva. Nu pot înțelege. Domnule Diu, ce înseamnă diaspora? Diaspora înseamnă, din punctul meu de vedere, niște oameni foarte buni, în marea lor majoritate, foarte capabili, care au ales să fugă din țara lor, pur și simplu. Au fugit unii ca să își poată face meseria acolo mai bine decât o făceau aici. Majoritatea au fugit pentru, nu neapărat pentru câștigul salarial. Au fugit pentru că este atmosfera care este. Se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Sunt în România, eu sunt îngrozit ce se întâmplă în ultimii, nu 10, dar chiar 15 ani, chiar 18 spre 20 de ani, să zic. Este o hoție continuă. Da, nouă la TV ne spune altceva aici, la știrile locale. Dar noi, diaspora moldovenească sau din Republica Moldova, avem mare acolo? Foarte, foarte, foarte mulți. Da, vecinul meu unde am locuit prima dată, ultima dată, o casă cu parter și două parter, etaj și mansardă. Noi am locuit la mansardă. Vecinul de la etajul 1 din Republica Moldova. Înaintea lui locuise acolo tot o familie din Republica Moldova. El, șofer, ea lucrase îngrijitoare la un cămin de bătrâni aici, în Republica Moldova. Sunt oameni care s-au realizat profesional acolo. Mă credeți că cunosc familii care în 3-4 ani s-au realizat acolo profesional, au un loc de muncă stabil, sunt apreciați, pentru că sunt oameni buni. Acum, întrebați-vă de ce fug oamenii ăștia din Republica Moldova sau din România. E egal, situația e aceeași. Se fuge așa și din România? Și din România, da. Din România se fuge chiar de mai mult timp decât din Republica Moldova, grație faptului că au apărut pașapoartele românești. Altfel, eu sincer nu pot să-mi închipui ce ar fi fost în Republica Moldova dacă președintele Băsescu nu venea la vremea lui cu inițiativa acordării cetățeniei așa pe scară mare. Ai noștri din Germania mai revin acasă? Eu nu mă refer dacă vin de Paște sau de... Nu. Categoric nu. Categoric nu. A existat în România o inițiativă, cred că e și acum se ciugulesc bani buni din chestia asta, vor să aducă România acasă. Pentru că, într-adevăr, nu mai este forță de muncă nici în România. Nu mai sunt specialiști calificați. Oamenii preferă, cunosc un fost colonel de poliție român, bun profesionist, care a acceptat să meargă în Germania să lucreze pe un post de subofițer, hai să zicem, gradul superior, cel mai mare grad de subofițer din Germania, în poliție, a preferat să se degradeze singur, la grad mă refer, ca să poată să-și facă meseria acolo. Un profesionist, un om care chiar știe meserie. Domnul Dendiu, dumneavoastră ați plecat în 2018. Deci în ajun de anul 2019, când cică se simțea un așa numit miros al vântului schimbării. Această schimbare, atât 2019 și azi 2023, ea a venit în Republica Moldova. Ce se vede de acolo, de la distanță? Sau acum, când de câteva zile sunteți aici, sau urmărind știrile? Domnul Gonță, eu primul val de schimbare în Republica Moldova, în sensul în care cred că doriți dumneavoastră, eu l-am simțit în 2009-2010. Așa. Când cu Alianța Beton. Când cântam, eram acasă, în sfârșit. Se întâmplă, facem, lucrăm, Uniunea Europeană, România, NATO, nu vor, las deoparte unirea și... Ok. Da? Facem, haideți, am dat jos sârma ghimpată de la Prut. Nici pe aia n-am dat-o jos. E tot cam pe acolo. Nu se face nimic.
E un ciclu, așa, de 2, 3, 4, 5 ani, timp în care vin vremuri bune, mă înțelegeți, suntem fericiți, avem alianțe beton, ne îndreptăm spre Europa, îndeplinim acolo ce spune Europa că e de făcut și sunt lucruri care pot fi făcute într-un an. Asta mi se pare teribil și aici mie mi se pare că se ascunde o hoție și o parșivenie ordinară. Oamenii ăștia n-au de fapt nicio intenție să facă aceste lucruri. Ei doar se fac că le fac și așteaptă cum a fost alternanța cu Dodon. Au fost ăia, a venit Dodon, i-au dat în cap, a plecat și Dodon, a venit cine a venit după el, cad, nu cad, mai stau sau nu mai stau 4 ani, egal, o să fie o mermeleală așa, noi vrem în Europa, 2030, și în 2030 o să vină iară un Dodon. O să pună stop la toate, o să le dea înapoi și iar o luăm de la capăt peste 3, 4, 5 ani. Pentru că nimeni nu vrea. Eu sunt convins și puteți să mă blamați, dumneavoastră, telespectatorii dumneavoastră, mi-e egal. Eu sunt convins că aici la Chișinău și în România, dar aici în mod ferm și hotărât și după un plan bine, bine gândit, sunt niște sunt niște regizori și sunt niște păpușari. Păpușile joacă când aplaudă, când strigă, când aplaudă, când strigă și tot așa ne jucăm de aplaudatul și de a strigatul și de a făcut reforme, care reforme nu le facem. Azi citeam o știre cu compania asta care preia rețeaua de transport de gaze. Este proiect european, este scrie acolo la caietel, trebuie să faceți asta. Păi asta scrie de când, era deja scris când am ajuns eu în Republica Moldova, prin 2007-2008. Asta era deja scris de atunci, domnule. Nu e noutate, nu e nimic nou, nu e nimic strașnic. Asta era ceva ce trebuia făcut acum 10 ani, hai să nu zic 15 ani. Și e doar un exemplu. Sunt multe alte lucruri de genul ăsta. Sunt reforme pe care n-au reușit să le facă pentru că nu aveau voie. Pentru că nu aveau voie. Le-au mimat din gură doar. Și Alianța Beton și vremurile bune de azi e același lucru. Din punctul meu de vedere. Ceea ce se agravează totuși este, ține de relația mediului politic cu votanții, cu populația. Au pierdut total legătura cu realitatea. Ăștia trăiesc din ce în ce mai mult printre hârtiile lor, scrise frumos, nu știu cine le scrie și de ce le scrie, că oricum nu se întâmplă nimic, și lumea de la țară, lumea din sate, lumea din oraș, Buiucani, Băcioi, Telenești, oamenii aia. Și oamenii simt că puterea, indiferent care putere, nu mă interesează culoarea politică. Oamenii aia simt. Și atunci ce fac oamenii aia? Fug, domnul Gonță. Fug, e plină Germania. Vă spun de Germania pentru că acolo știu, am trăit 5 ani. Și m-am și plimbat un pic printre oameni și am comunicat cu foarte multă lume. E plin de cetățeni ai Republicii Moldova cu pașapoarte române și e plin de români. Medici. Sunt spitale în care sunt nu 2-3 medici într-un spital. Sunt 2-3 medici români pe o secție. Înțelegeți? Pe o secție, mai ales în orașele mari unde sunt spitale. Bine, lăsând deoparte faptul că sistemul medical acolo e cu totul diferit, funcționează după cu totul alte reguli, pe care eu tare aș vrea să le văd și la noi. Să vă spun așa ca o mică paranteză. Când ni l-au propus pe Iohannis președinte, singurul motiv pentru care m-am dus la vot, am zis, domne, nu se poate, e neamț, e crescut într-o mentalitate, poate încearcă să miște cumva lucrurile pe direcția aia. Nu s-a întâmplat nimic, asta e altă discuție. Lucrurile sunt foarte bine stabilite și ordonate acolo. Dacă îți vezi de treabă, asta înseamnă muncă, casă, muncă, casă, da, fără cumetrii, fără băute, fără doi ofițeri siți discută despre curve,
dă 50 de dolari în parc. Frate! Frate, ofițer SIS cu funcții! O, voi sunteți stâmpiți! Nu se poate așa ceva. Dacă la nivelul ăsta se procedează în modul în care am văzut clar un video, ce să mai vorbim de restul lumii? Acolo sunt lucrurile astea, nu ți le imaginezi acolo. Poate și le fac oamenii, domne, dar sunt discreți. O fac așa, sunt, nu știu cum să vă spun, poate nu e cazul, dar trebuie să o spunem deschis. Nemții fac tripuri de plăcere prin Cehia, că le e mai aproape. Tot o fac discret, domne, nu să dau un stambă pe Facebook, TikTok sau pe, cum să spun, la lucru sau, înțelegeți? Haideți înapoi la politic, totuși. Un alt dodon, domnule Dendiu, ar putea veni în 2030 la noi sau totuși în 2025 la parlamentar? Știți, dumneavoastră vorbiți de un alt dodon, dar eu aș vrea să, cu orice risc, poate m-a ajutat să dezleg și o enigmă, că îmi stă de mult piticul ăsta pe creier. Eu aș vorbi și despre o altă Maia. Doamna Maia Sandu este președintele actual Republicii Moldova. Eu țin minte că eram jurnalist aici când numele dânsei a mai apărut odată pe o listă de posibili candidați la președinție. Când până la urmă ne-a venit domnul Timofti. De asta vă spun că ne tot învârtim titirezul așa. N-are importanță. Filat, Ghimpu, Maia Sandu, Dodon sau alte nume înalte din politică. Titirezul se învârte și nu că ajunge unde. El vrea să ajungă să stea pe loc, de fapt. Păstrăm în să țină stătulețul ăsta care oricum el n-are altă șansă decât să zacă așa în durerile astea. Îmi pare rău să o spun, dar o spun. N-are altă șansă. Pentru că nu e voie. Așa că dacă vine altcineva în 2030, gen Dodon, sau nu vine, ceva bun nu va fi. O schimbare nu se va face. Convingerea mea este, părerea mea, nu convingere neapărat, că mă rog, se spune că numai idioții au convingeri sau așa ceva. Eu cred că, domnul Ceban, de exemplu, acum sunt alegeri locale întâi, eu cred că singura lui șansă să câștige încă o dată Chișinău este să termine lucrările la pasajul de la Unic până la alegeri. Dacă le termină, ar putea să câștige. Cu greu, în turul 2, dar ar putea să câștige. Dacă nu le termină, nu câștigă. Unde bateți, dumneavoastră? Pasajul ăla e varză și a fost varză sub toți primarii. Bat acolo unde a bătut și până acum. Nu contează, dumne, cine vine primar și ce culoare politică are. Aici nu se întâmplă nimic. Dar ceva s-a întâmplat? Vă plac floricelile? Nu știu, avem, iată, cei din PAS spun că n-a făcut nimic primarul. Apropo, voi am mai la Valea să vă întrebi despre asta, dar ok, vorbim acum. Fiecare a făcut câte ceva. Fiecare a făcut câte ceva, câte o floricică, câte o panseluță. Dar știți că e vorba aia românească. Dom'le, cu o floare nu se face primăvară. Aici trebuie de lucrat. S-ar putea face în 2 ani, stătulețul ăsta ar putea să fie brici, țuț. Dom'le, e cât 2, cât 3 județe din România. Sunt 2 milioane de oameni în populație, e cât un orășel din state europene, e cât un oraș mare din România. Trebuie să administrezi, să gestionezi corect 2 milioane de oameni și să le faci simplu ce le trebuie lor. Apă, canal, gaz, curent și un pic de păpică să pună la stomac. Ce e atât de complicat, domne, să faci asta pentru 2 milioane de oameni? Și ăștia o mermelez de vreo 20 și ceva de ani, tot așa. Că o fi copleznic, că facem, că dregem, nu facem niciunul nimic. Lucrurile rămân tot acolo. Domnul Chirtoacă a făcut ceva pentru Chișinău, dar ceva s-a stricat. Domnul Ceban a făcut ceva pentru Chișinău, dar ceva s-a stricat pe partea altă. Doamna Sandu a făcut niște reforme cu PAS-ul. Dar nu le-a făcut până la capăt, dar au început și ei să pună mâna la, mă înțelegeți, la tortuleț. Au și ei problemele lor. Aici tot timpul e cineva care pune mâna la tortuleț. Și eu sunt convins că și în perioada asta s-a mai furat 1 miliard. Se fură 1 miliard pe an.
Am cunoscut aici în Chișinău un fost lucrător de poliție, sigur că nu o să-i spun nici numele, nici funcția, dar a avut din anii 90 o funcție foarte, foarte importantă, a gestionat materiale interesante. Am stat de vorbă foarte mult timp cu el în perioada în care locuiam aici zi de zi. Și mi-a spus, Dorule, eram bun prieten la un moment dat, devenisem foarte bun prieten, Dorule, uite, și-am mers la el, la boxe, la subsol, 8 sau 9 saci cu documente, documente bancare, printre altele, credite date. Domnul Gonța, nu acum cu Platon, Plahotniuc, cu... Nu acum, 15-20 de ani în urmă. Bani dați pe stână de oi, milionul, pe 3 oi, garanții și așa mai departe, miliardul, și nu știu de unde țărișoara asta mai are atâția bani. Un miliard pe an se fură aici în fiecare, de 25, de 30 de ani, poate, eu știu. Haideți să fim serioși, domnul Gonță. Eu am venit acum și m-am cazat undeva unde m-am cazat, pe la telecentru. Păi am trecut pe niște străduțe, vile de Beverly Hills, domnul Gonță. Delegațiile astea europene care vin pe la Chișinău, bine, nu o să se întâmple asta niciodată. Eu le-aș lua, domnul Gonța, și le-aș plimba prin cartierele astea, le știți dumneavoastră. Să vadă viluțele astea, să vadă oamenii unde se duc banii lor. Sutele de milioane primite din România, de la UE, din Statele Unite, de pe unde vreți dumneavoastră. Unde-s domnul Gonța banii ăștia? Arătați-mi dumneavoastră. Haideți să mergem acum după emisiune pe stradă, de mânuță, că eu nu cunosc. Eu, mă rog, sunt aici venit acum 2 zile. Haideți împreună să vedem, să-mi arătați unde sunt banii ăștia. Domnule Diu, că ați vorbit de bani, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Neapărat. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Dendiu, să revenim un pic la ai noștri din Germania. Dar nemții, rasiști, discriminarea sau nicio problemă? Fii tu moldovean, fii tu român, fii tu francez? Sunt probleme. Ne? Sunt. Sunt probleme. Nu, absolut nu putem spune nemții sunt rasiști. Dar există momente în care ți se aduce aminte cine ești și de unde vii și câteodată suntem numiți țigani. Eu am trăit-o pe pielea mea. Bine, le-am explicat frumos că eu nu sunt țigan, eu nu scui pe stradă, mai arunc câte un chiștoc, e drept. Dar nu putem să spunem că sunt rasiști, așa să zicem, că umblă după noi pe stradă și ne... Nu. Însă te tratează un pic mai altfel, până prin încredere. Până văd că, dom'le, omul muncește, omul are o familie și o întreține, vine la muncă, nu întârzie, nu bea, nu fură, nu pune mână. După ce ai trecut, hai să spunem, perioada asta de probă, în mod sigur nu o să te împrietenești cu ei, pentru că nemții nici ei între ei nu sunt foarte prieteni. Nu umblă pe la băute așa după muncă, în gașcă, poate în weekend, dacă lucrează de 20 de ani împreună, poate se mai duc împreună la o bere, într-o excursie undeva, indiferent de ce natură, da. Dar acolo ei sunt într-adevăr mai reci, dar sunt foarte calculați, sunt foarte chipzuiți. Îi socotesc bugetul foarte bine. Nu umblă la grătare toată ziua, bună ziua, un grătărel, un șașlâc, stacan, vinou și așa mai departe. În weekend, vineri, sâmbătă, până pe duminică la prânz, rad, 2, 3, 4 lăți de bere. Deci rad, frate, rad rău de tot. Dar munca e muncă. Când am ajuns luni dimineața la muncă, sunt fresh, sunt la program și muncesc cum trebuie. Dacă la muncă te încadrezi în... Ce faci tu acasă nu prea interesează, atâta timp cât nu dai foc la casă. Dar la muncă, dacă îți respecti programul și faci ceea ce ai de făcut așa cum ei consideră că trebuie făcut și în general consideră bine, chiar dacă ți se par câteodată șablonari, tipicari, ei așa au învățat să facă lucruri și l-au făcut bine.
că acum pică în fund, pică din alte motive. Nu e neapărat de vină filozofia lor de muncă. Așa că românii care se duc acolo, sau cetățenii Republicii Moldova care se duc acolo cu pașapoarte românești și își găsesc un loc de muncă și își văd de lucru, dacă sunt tineri mai ales, 30 de ani, accesează credite, își cumpără case, își cumpără locuințe, vând de aici, mai pun acolo, oamenii intră pe o linie de viață normală în care au o siguranță a locului de muncă, au o siguranță în comunitate, în oraș, în localitate, indiferent unde trăiesc, au o siguranță la școală. Școala funcționează acolo pe o cu tot o altă filozofie. Școala le cere părinților să se implice. Nu le cere bani. Nu o să-i auziți că cer bani. Deci nu că nu o să-i auziți, nu concep. Flori, cadouri, pungulițe, bombonele, nu există așa ceva. Eu mi-am permis să mă duc la învățătoarea lui Bogdan. După primul an, el a făcut clasa întâia în Germania de două ori, odată în primul oraș în care ne-am stabilit. Din păcate a trebuit să plecăm de acolo în condiții nu tocmai plăcute, dar asta e. Integrarea e grea pentru toată lumea. Și în orașul în care am ajuns și am rămas pe urmă 4 ani și ceva, am mai făcut o dată clasa întâi, la finalul clasei întâi, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la învățătoarea lui cu un buchet de flori, frumușel, atât, un buchet de flori. N-a fost bine, n-am procedat corect. Buchetul de flori l-am luat și eu, învățat, știți, cu ale noastre, cu briz-brizuri. Am luat un buchet destul de scumpuț. Mi-aduc aminte că am vreo 70-80 de euro pe el. Mm-hmm. Nu prea a căzut bine și mi-a spus după aceea, la un moment dat, că a fost buchetul cam scump. Puteam să aleg ceva mai modest. Domnul Gonța, dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă asta? Domn Dindiu, poate nu-ți plac următoarea întrebare. Unora, dar asta nu contează. Știți că este așa un fenomen? Unii dintre ai noștri, poate sunt puțin la număr, când se întorc cu vreo 3-4 mii de euro, bani care, de exemplu, în Berlin sau Bonn, ăștia nu-s bani, și le spare că așa-s de tari, și când o dau pe la Chișinău cu vum... Domnul Gonța, din ăștia bombardier, cum le zice acum, din ăștia avem și prin România, din ăștia sunt în toate națiile. De ce acolo ei nu-s așa? Pentru că societatea îi respinge automat. Au și ei bombardierii lor. Mm-hmm. Dar sunt respinși în prima secundă. Devin paria în secunda 2. Am văzut, sunt acolo, nu pot să răspund bomși. Eu am făcut un curs când am ajuns în orașul acesta în care ne-am stabilit. Am făcut un curs vreo 3 luni de zile, așa, de orientare, de acomodare, și mai aveam vreo 6-7 colegi, doi dintre ei erau alcooliști. Frate, veneau la curs cu vreo 2-3 beri. Veneau cu trenul. Eu vă spun ce văd. Nu vă spun ce am auzit. Vă spun ce am văzut. Veneau cu trenul din același oraș cu mine, veneau cu același tren. Până la curs, așa era trenul, trebuia să mai așteptăm vreo 20-30 de minute până să începem. Ei își petreceau timpul ăsta la o bodeguță de pe lângă gară. Rădeau vreo 2-3 beri, după aia veneau la curs. Când plecau de la curs, 2-3 beri până acasă. Când ajungeau acasă, altă gară, altă bodegă. Și ăsta era standardul lor de viață. Dar ăștia nu sunt oameni care în Germania fac parte din comunitate. Ăștia nu sunt un standard, nu sunt un etalon. Înțelegeți? Pe când în partea asta, altă e invers. Dacă nu faci un șașlic în fiecare săptămână, nu ești bun. Dacă ești slab, cum se spune, ești slab, ori ești bolnav, ori ești sărac, sau... Și atunci normal că vin bombardieri cu 3-4 mii de euro, care, mă scuzați, dar în Germania au început să fie bani, pentru că s-a schimbat. Deci ce a fost înainte de pandemie și ce acum după pandemie, mai ales cu criza gazelor, războiul, conflictele și așa mai departe, în Germania au început să întârzie trenurile cu orele, CFR-ul e punctual. Sau CFM-ul. E jale, e dezastru. CFM-ul e punctual când prea avem curse cu trenul. Da.
păstrând însă proporțiile, în Germania e bine. Dacă muncești și îți vezi de treabă, câștigi. Acum că omul vrea să vină el cu 3.000 de euro aici să-și facă de cap, ce putem să-i facem, domnul Gonță? Nu putem să facem nimic. Ne uităm la el și așteptăm să, Doamne ferește, să cadă un copil sub roți. Ca asta fac tâmpiții. Vin, beau, se urcă la volan. Am trăit și eu experiență de genul ăsta. Îmi vine să-mi dau palme și acum. M-aș bate non-stop. N-am repetat-o. Dar să o faci asta frecvent. Să o faci an de an. Dar nu, nu, nu. Sistemul este extraordinar de putred și de corupt și aici în România. Am citit alaltă ieri o motivație a unei judecătoare privind eliberarea înainte de termen a fiului altei judecătoare vârste de 29 de ani, în care ni se explica că în cea mai frumoasă perioadă a vieții a fost privat de libertate și că știți că trebuie să fii înțelegător, că omul are un viitor, o perspectivă. Omul ăla călcase un om cu mașina, îl băgase în mormânt, accident rutier mortal, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Asta în România, precis. În România. Acum, nu de mult, a fost și cazul ăla de la 2 mai, cu drogatul, făcut scăpat, cu... Sistemul e putred. Judecători corupți, procurori corupți, polițiști corupți, ca și în Republica Moldova. Noi avem 2-3 cazuri în ultima vreme. Exact. Cine îi păstrează pe ăștia? Clasa politică. De ce îi păstrează? Pentru că sunt la fel. Eu nu știu cu... Dumneavoastră știți cum a revenit domnul Spânu în guvern? După ce... Ceva știu, dar n-am voie să spun la TV. Mie mi-a spus un om simplu, fără multe... Mi-a zis omul cum a văzut. Domnul zice, ăsta trebuie să aibă pe cineva cu ceva la mână. Și atunci, în momentul în care se iau la mână unii pe alții, o ținem tot așa, langa. Că veni vorba despre ai noștri de sus, titanii țării. Povestiți-ne, vă rog frumos, despre horele pe care le-ați încins, probabil și dumneavoastră și alte câteva mii de ai noștri în anul 2020 și în anul 2021 la alegerile prezidențiale, respectiv anticipate de parlamentare. Cred că e important să spunem așa ca lumea să înțeleagă faptul că nu vorbim din cărți sau din vorbele altora. Eu am fost rugat și chiar mi-a făcut plăcere. Am făcut parte din Comisia Electorală, am fost la München, la alegeri. Implicarea mea a fost zero din punct de vedere politic. N-am făcut propagandă, eram în Germania, îmi vedeam de treaba mea. Alegerile au fost într-un weekend, m-am dus, am stat o noapte la hotel în München, a doua zi în secția de vot, de dimineață până noaptea târziu, într-o organizare impecabilă. Vreau să spun, micile și sporadicele mele contacte cu diplomații Republicii Moldova acreditați în Germania a fost peste așteptările mele de bună. Și mi s-au părut niște oameni extraordinar de competenți. Vă spun sincer. N-am beneficiat de absolut nimic din partea lor. Eu, pașaportul românesc, buletinul românesc, mulțumesc frumos. Dar am stat mult în perioada aia pe mijloacele de socializare, să spun, da? Fabulos a fost. Domnul Gonță. Fabulos. Nu doar în Germania. Cine a organizat campania aceea are din partea mea un 10+. Oamenii credeau, oamenii sperau, deci a fost o efuziune generală, oamenii prin diaspora, românii în mod special, ei deja și-au luat atât de multe țepe încât nu mai percutează, nu mai ai cu ce să vii să-i stimulezi așa de puternic. Dar electoratul Republicii Moldova din diaspora a fost atunci în vervă.
au sperat, au crezut. Eu vă spun sincer că am încercat să inițiez câteva discuții. Păi băieți, liniștiți-vă, potoliți-vă, luați-o mai ușor, că nu o să fie nimic. Domnul Gonța, am fost admonestat uneori chiar dur de oameni pe care îi cunoșteam, că nu permisam discuții din astea cu necunoscuți. Băi, Dorule, hai iar încep cu ale tale, hai mai lasă-ne în pace, hai că noi acum să vezi ce o să facem, ce o să... Cine, băieți, faceți. Vot, cozi, lumea entuziasmată, acum schimbăm tot, o să facem... Și acum? Am bătut la ușă, 2-3 ani după. Cum Sorina, cum Jenia. E, hai, lasă și tu că e greu, că știi, că ei vor, încearcă, dar nu se poate. Dar cine ține, mă? Da. De ce nu pot, domnul Gonț? Nu e vorba, devine războiul, cum ne zic. Oh, motive găsim tot timpul. La motive ne pricepem cel mai bine. Eu când greșesc, și greșesc des. Dom'le, e o bucurie extraordinară să-ți găsești un motiv pentru greșeala pe care ai făcut-o. Oh, ce bine te simți atunci. Dar greșesc eu, domnul Gonța. Și am greșit. Greșiți dumneavoastră. Și poate ați greșit mai rar decât mine, dar oricum ați greșit. Greșește cameramanul care e aici, lângă noi, la cameră. Astea-s greșelile noastre, domnul Gonța. Bine, eu pot să greșesc ca jurnalist. Cumplit. Greșeala mea ca jurnalist poate să influențeze niște oameni. Mulți. N-am făcut-o. Asta nu poate să vină, nu poate să vină cineva să-mi spună de Dendiu, ai scris ceva intenționat fals sau pe bani sau... Excludem. Vin înapoi. Însă când greșește clasa politică, când greșește guvernul, când greșește un parlamentar, când nu fac nimic, doar dau din gură, oamenii au de suferit și oamenii continuă să plece sau stau aici, fac ce pot și strâng din dinți. Că sunt mulți care nu pot să plece. Nu exagerez, dar 15, 16, 17 solicitări am avut cât am stat în Germania, care sunau așa: Dorule, cunosc pe cineva care e chiochia lui nu știu cine, care vrea să vină, dar n-are cetățenie română, dar n-are daia, dar nu poate, dar cum să o facem? Lumea vrea să fugă, domnul Gonța. Lumea vrea să fugă și eu nu știu de unde a mai rămas electorat în Republica asta. Faceți, vă rog frumos, rog colegii din presă, nu știu unde e camera mea, întrebați, domne, câtă populație în mod real mai e în Republica Moldova și cât sunt pe listele de vot. Că eu vă garantez că este mai multă populația Republicii Moldova în diaspora decât a rămas aici. Nu se poate, e plin. Dar diaspora ce vrea? Diaspora vrea să fie adus acasă sau diaspora vrea să nu mai trimită bani acasă cu duiul și să statul să aibă grijă măcar de cei care au rămas? Dacă ar exista aici un pic mai multă bunăvoință, un pic mai multă corectitudine, un pic mai multă soviște, cum se spune, din partea celor care trebuie să administreze, că ei asta ar trebui să facă, nu? Să administreze. Dacă ar avea un pic mai multă decență, oamenii s-ar întoarce singuri. Nu trebuie să iei omul să-i spui: hai băi, Gheorghe, vină încoace, vină înapoi acasă. Unde să vii, mai nebunit? Păi eu am aici un șofer pe tir, motostivuitorist, cum am lucrat eu, medic. Ce să-i spui, domne, la un medic care nu-i șef de secție, e un medic acolo într-o echipă. Eu am fost internat în spital în orașul meu, da? Am avut niște probleme de mijloc, cumplite. Am stat 10 zile în spital. Puteam să stau mai mult, n-am stat. M-am dus înapoi la muncă, ea se uita la mine: ce faci, domne, puteai să mai stai 2 săptămâni în spital. Domne, mă simt bine, am venit la muncă. Știți cât a contat? Știți cum s-a schimbat percepția? Știți cum n-a mai fost țigan? De la lucruri din astea se schimbă. Și în salon, la un moment dat, la vizită, l-am văzut, domne, că noi românii ne recunoaștem între noi, sau români, că suntem români și aici. L-am văzut. Medic român.
Da, era în echipă, erau vreo 7-8 în salon cu un neamț, șeful de clinică, nu știu ce. Bă, ăla e generalul acolo, nu mișcă nimeni nimic fără el, toți sunt să... Dar era acolo. Ce să-i spui lui domnul doctor Ionescu din clinica din Naila? Hai înapoi în România. Unde, domne? Unde te omoară Arafat, unde spital de Arș, unde moare femeia, nu... Tu de femeie gravidă, s-a dus să nască, n-au primit-o în spital. Voi sunteți sănătoși la cap. Domnul Dendiu, am și eu așa o curiozitate despre... leșinul ăsta al politicienilor la Chișinău, nu contează cum îi cheamă și care sunt la guvernare. Nu dăm nume. Chiar frații noștri de peste Prut, și ei se referă la frații de la guvern sau cotroceni, da? Nu vorbesc despre... Ei sunt cu noi, iată, ei sunt exemplu, mergem pe urmele lor. Asta e o atitudine corectă. Domnul Gonța, nu mă provocați, vă rog frumos. Nu mă provocați, vă rog frumos. Eu am propus la un moment dat ca ajutoarele care se acordă Republicii Moldova să nu mai fie acordate pe linie guvernamentală. Niciun DRP, niciun nimic. Să fie instituit un fond de ajutor direct către localități, direct către oameni. Vrem să facem la Bacchalia, vrem, ei vor de acolo. Dom'le, ne trebuie o fabrică, o fermă de păsări, ne trebuie o moară, ne trebuie o fântână în sat, proiecte clare. Cât costă, bugetat, cum trebuie să arate, schițe de proiect, tot frumos. Mergem la fondul cu bani, la pușcuța din România. Tot nu vrem și noi, uite, pentru asta. Da, poftim. E viabil proiectul? E viabil. Poftim. Îl urmărim în timp, să vedem că banii aia trebuie să-i urmărim, domne, că dacă nu urmărim banii, se duc. Vilele astea de Beverly Hills, de pe la Telecentru și de pe unde mai știți și dumneavoastră, pe alea mănâncă mulți bani. Mă scuzați. Nu? Conturi offshore. Eu am citit hârtiuța aia de la CNA în care ne spună că domnul X, hai să nu zicem că să nu fim răi, să dăm și nume, n-are, domne, noi, tot e bine. Serios? Domnul Gonță. Ăștia ne iau de proști. Ăștia ne iau de proști. Păi totuși în cine să avem încredere? În stânga românească sau în dreapta românească? Acolo, cel puțin în stânga și dreapta e aceeași, totul e UE. La noi stânga ce că e rusească și dreapta ce că e pro-Europa. Banii. Urmăriți banii. De unde vin banii și unde se duc banii? Se face parandărăt sau nu se face parandărăt? Sunt 10.000 de afaceri deschise în România de cetățenii Republicii Moldova. Cunosc un caz în Brașov cu o fabricuță, nu contează de ce, care face bani buni. Am avut ocazia să aud cu urechiușa mea cam ce gândește familia aia despre România. Mi s-a făcut părul măciucă. Mi s-a făcut părul măciucă. Sunt mulți care profită și își bat joc. Și îi înjură pe frații români. Îi iau de proști. Așa cum alții ne iau pe noi de proști, așa se întâmplă și la nivele mai mici. Nu știu. Haideți să vedem unde-s banii din România. Am reparat niște școli. Am înțeles că acum au dat niște, nu știu, vreo 600.000 de euro sau cât pentru o școală din Taraclia. Da. Foarte bine. Toți, doamne, bani la Taraclia. Eu nu înțeleg de ce București nu dă bani în Transnistria. Doamne, da, băieții ăia de acolo nu vor și ei să mănânce ceva? Cum îi spune la concernul ăla, la șerif, nu? Eu am un patron acolo care e sărac și ăla, doamne. Doamne, să dea România niște bani și la... Păi, stați puțin, nu? De ce râdeți? Transnistria e partea Republicii Moldova, nu? E parte integrantă, e... da? Așa. Păi ea nu e tot Republica Moldova. Alo, domnul Ciucă, domnul... Cine mai e? Nu mai e Ciucă premier, da? Ciolacu. Domnul Ciolacu. Dați-o de niște bani la șerif Tiraspol.
Dați niște bani la fabricile alea de criptomonede de acolo, la aia de ce nu ne dați? Uzina metalurgică mai este acolo. Acolo noi le dăm undă verde ca să poată activa. Dacă Bucureștiul ar avea voie și dacă Republica Moldova ar vrea, ar dori, indiferent de guvernare, Republica Moldova ar putea să-și asigure o independență reală. Gaze, electricitate, tot ce este nevoie din România. Bucureștiul n-are voie, Republica Moldova nu vrea. Știți, vă spun sincer, eu aș fi foarte fericit ca Republica Moldova, hai să zicem, bine, cu ghilimelele de rigoare, să nu mă interpreteze cineva în alt sens. Dar dacă ar fi aici, nu lapte și miere, un pic mai bine, un pic mai liniștit, până la urmă suntem români. Dacă o ducem bine, ne bucurăm. Indiferent că avem sau nu avem o graniță între noi. Dar când văd că se suge din România și după aceea, uite, proștii iar ne-au dat bani. I-am făcut și de data asta, frate. Mai trântim o vilă. Mai umplem niște conturi. Am avut o discuție acum, serios vorbind. Eram încă aveam microfonul TVR-ului în mână și am avut o discuție foarte dură și foarte aplicată cu un domn responsabil de banii care ajung la Chișinău și sunt gestionați de o agenție care mai departe face ceva. Zic, dom'le, voi știți ce se întâmplă mai departe? Nu, nu-i treaba noastră. Deci voi sunteți idioți! Sunt banii cetățenilor români până la urmă. Nu-s banii lui Ciolacu, nu-s banii lui Năstase, nu-s banii lui Udrea, nu-s banii lui Băsescu. Banii ăia sunt din taxele și impozitele plătite de cetățenii români de rând. Că șmecherii nu plătesc taxe și impozite, de-aia și avem datoria externă pe care o avem. Azi banii noștri, frate, sunt banii mei, domnul Gonțăr. Un leu al meu. Cu un leu al ăla se adună 100 de milioane care se duc la Chișinău, la o agenție. Care ce face mai departe cu banii? Unde-s banii, domnul Gonța? Unde-i venem? Ce plătim cu ei? Păi, haideți să vă spun. Pe la ONG-urile astea și pe la agențiile astea de toate felurile de pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Păi ce, nu avem comunicatori? Eu nu puteam să mă duc acolo să iau 3, 4, 5 mii de euro din partea ailaltă. Păi ce facem, domnule? Ne furăm căciula? Asta facem, ne furăm căciula. Iau 3.000 de lei de la statul Republica Moldova și pe partea aia altă mai iau 3-4.000 de euro de la statul România. Care nu ți-a dat, frate, ca să ai tu salariu bun, să-ți cumperi Lexus. Statul România ți-a dat banii să faci ceva cu ei. Să reformezi ceva, să repari ceva, să construiești ceva bun. Păi de contăm am scris, eram la deschide MD cu domnul bucătar. Am văzut devize de plată, că de fapt de aici a plecat discuția aia cu funcționarul român despre care v-am zis. Păi cu banii care s-au mâncat pe grădinița aia de renovare, mai construiai trei de la zero, nu una. Niște devize de cheltuieli pe metru cub la beton și la fier beton, am făcut și eu construcții, tata e constructor. Nu pot să mă uit pe o schiță de proiect, așa o văd repede. Nu se poate, domne. Și ăsta e un exemplu minuscul. S-au furat bani și atunci la ce, domne, să mai dăm bani ăștia? Este un curent, s-a format un curent și unii de pe la Chișinău profită. Da, sunt foarte mulți, e din ce în ce mai mare numărul, hai să spunem, internauților, facebookiștilor români sau cum vreți, care încep să întrebe, da, noi de ce le dăm bani la aia? Păi că ne sunt frați. Păi bine, ok, dar știți care e problema, domnul Gonța? Problema nu e că frații iau niște bani și problema e că nu îi iau frații, îi iau numai ăștia, sus. Gheorghe fuge la muncă în Germania, în Spania, în Italia, în Irlanda, la el nu ajung banii ăștia. Banii ăștia ajung la 2, 3, 4, 5, 600 de oameni cel mult. Păi sunt sute de milioane pe care oamenii ăștia iau la dispoziție și nu-i controlează nimeni. Ne vine cu un comunicat de presă, se duce și taie panglică nu știu unde, și zice, wow, ia uite ce am făcut. Le ia fața la ăștia de la București care se fac că nu văd. Ei știu foarte bine că, mă iertați,
Ei știu foarte bine. De ce se perpetuează mecanismul ăsta, nu pot să înțeleg. Uite, aici nu mă duce capul. Asta n-am reușit să înțeleg. Vă spun eu la publicitate pe care trebuie să o luăm acum, după care venim, vă rog. Cum vine? Da, da, cum vine vorba de bani. Cum vine vorba de bani, luați publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Diu, am avut noi zilele astea la Chișinău un congres al diasporei. L-ați urmărit și dacă... Da, nu, stați un pic. De ce n-ați venit sau de ce n-ați fost... Organizat de? Guvern. Al 10 ani la rând. Domnul Gonța, despre ce vorbim? Să fie sănătos, să-și organizeze ce au ei de organizat acolo. N-ați urmărit, să înțelege. N-am urmărit, n-am de gând să urmăresc și nu cred că am motive. Guvernul organizează un congres al diasporei în scop vădit electoral. Eu am urmărit atunci, înainte de alegeri, m-a impresionat. Mobilizarea la vot a fost extraordinară și am mai urmărit ce s-a ales. Chiar mă bucur că mi-ați dat ocazia. Avem o doamnă procuror care a fost procuror în Statele Unite. Așa. Domnul Gonța. Am citit știri la un moment dat. Wow! Procuror federal. Wow! Procuror federal. După aia au început problemele. Pe aici, pe acolo, a început să scârție. Am citit că a început să scârție. Vă spun foarte sincer că foarte mult timp din cei 5 ani petrecuți până acum în Germania, n-am deschis presa în general. Noi n-am avut televizor. Din 2018 până de curând, să spun anul ăsta prin ianuarie-februarie, noi n-am avut televizor în casă. Copiii se uitau la desene sau la cele mai trebuia, pe laptopuri, pe tablete, pe alte dispozitive. N-am urmărit știri, mai citeam din când în când așa, fără să dau foarte mare importanță. În ultima perioadă e drept că am început să fiu mai activ un pic și revin la doamna procuror. La un moment dat am zis, bă, zic, până la urmă cine e doamna procuror asta federal? Și m-am căutat ce a făcut doamna, ce dosare a făcut doamna în Statele Unite. N-a făcut doamne niciun dosar. Înțelegeți? Adică e urât, domne, după ce ai prostit oamenii ăia, sute de mii de oameni ai prostit să vină la vot, că tu faci reforma justiției, că au luat-o pe doamna procuror federal și au adus aici, nu e rău. Ceea ce mie mi se pare rău și semnificativ pentru situația în care ne aflăm, e că mi-au adus-o cu surle și tâmbițe. Frate, de parcă era procurorul districtual de la New York, cu 15.000 de cazuri rezolvate de crimă organizată, de excrocherii financiare, știți, nu? O recunoaștere a vinovăției într-un dosar și un cioflingar în dosarul 2. Atât. Păi și vii și mi-o arăți aici floricică, busuioc? Se desumflă, domnul Gonța, dumneavoastră știți asta, că sunteți jurnaliști. Jurnalist vechi. Se desumflă toate. Și ce mă mai doare? Sunt oameni, domnul Gonță. Sunt oameni. Eu cunosc oameni în Chișinău și în raioane. Oameni buni, domnule, oameni profesioniști, care au mai rămas pe loc, care vor să miște ceva. Mai fac cât un partiduleț, mai încearcă să... N-au loc. N-au loc. Sunt... Îi astupă. Unde sunt bani, acolo e putere. Dar banii ăștia sunt furați. Asta e problema. Banii ăștia sunt furați. Banii ăștia sunt bani furați din diaspora, din remitențe. Banii ăștia sunt furați din ajutoarele partenerilor internaționali. Banii ăștia sunt furați din România, din ajutoarele românești. În bani sau în produse sau... Până la urmă, păcura e îngropată de unde? Cum a ajuns acolo? N-am mai înțeles. Păi așa e, domnul Gonța, de vreo 20 și ceva de ani. Găsim în fiecare an, sau odată la 6 luni, sau odată la 2 ani, câte ceva îngropat. Și nu mai înțelegem cine a îngropat, cine a dezgropat, cine a profitat. Dacă te duci prin București și vezi niște Lexus-uri cu numere de București, cu numere... E Cluj, că de acum e plin. Cluj, Brașov, Constanța... Și când se dă jos din el și vorbește rusă, zici, bă, de la mama măsii. Bă, de la mama măsii, băi. Cum, domnul Gonțaș? Ați vorbit dumneavoastră de două ori despre entuziasmul și euforia
din diaspora în ziua acelor alegeri. Dacă mâine se repetă scrutinele respective, va fi la fel? Pe un om, dacă l-ai prostit odată, cred că e greu să-l mai prostești încă o dată, dar mai sunt alții. Mai sunt. Masa de manevră este. Este, da? Poate nu chiar la nivelul care a fost atunci, dar masa de manevră este. Masa de manevră e. Voturile, nu știu de acolo cât înseamnă, 5, 6, 7% din votul total. Da. Da, dar de acolo se sună la rude și spune ce să facă celor care sunt nevoiași aici. Tot contează. Posibil, nu vreau să vă contrazic. Eu nu cred că oamenii votează după cum sunt sunați de unul sau de altul, de mama și de tată. Oamenii votează după cum văd ei aici, ce miros și ce simt ei aici. Și dacă ei promis omului odată și l-ai trimis după aia unde l-ai trimis, nu cred eu că mai... Și care e soluția? Nu știu, eu n-am soluție. Eu credeam că o spuneți Unirea Frați Români. Nu pot să spun, domnul Gonța, Unirea Frați Români. Eu pot să o simt, dar nu pot să o spun, am spus-o. Și dacă ne numărați pe degete pe cei care am spus Unirea Frați Români, pe aici, pe la Chișinău, o să constatați că nu mai e niciunul pe aici. Sau sunt foarte puțini. Da, dar pot să vă dau o listă cu multe partide care se declară unioniste. Acum o să dau un nume, cred că nu e nicio supărare. Mie mi-a spus domnul Petruții, cred că era prima alianță beton sau poate a doua. Procentul real de unioniști, așa cum iese din sondaje. Și nu l-am crezut la vremea respectivă. Acum îl cred. Dar n-ar fi nici asta o problemă, pentru că un curent de genul ăsta poate fi stimulat. El ar trebui să existe, ar trebui să ne fie permis. Însă nu ne este permis. Eu vă spuneam că dacă Bucureștiul ar avea voie și Republica Moldova ar dori, două condiții, atât trebuie îndeplinite. Din păcate, nu pot să spun ce ar trebui să se întâmple, nu știu. Nu că nu pot, nu știu ce ar trebui să se întâmple pentru ca Bucureștiul să aibă voie. Asta s-ar putea rezolva, cred că, mai ușor. Dar ca Republica Moldova să vrea, asta va fi foarte greu. Pentru că, domnul Gonța, dacă ai prins un furtun conectat la un butoi barosan și tu stai frumos pe un fotoliu și tot suși de acolo, din butoiul ăla, și suși, suși, ce-ți mai trebuie ție unire? Ăștia sunt primii care nu vor unire. Nu e frumos, nu e decent, dar o să o spun așa. Când am scris prima oară că pericolul, sau nu pericolul, să zicem, adversarii cei mai redutabili a ideii de unire nu sunt stataliștii lui Dodon și Gașca. Cei mai redutabili adversari ai unei eventuale uniri cu România sunt ăștia. ONG-știi, democrați, europeni, cum vreți dumneavoastră să le spuneți. Păi lor le e bine așa, domnul Gonța, de ce să vrea ei în partea elaltă? Păi aveți 40 sau câți de președinți de raion? 38. Hai să zicem 40, că îi sfumă mai rotundă. Nu, 32, 31. Mă rog. Așa. Păi avem. Avem atâtea consilii raionale. Avem atâția miniștri. Păi da, băieții ăștia ce o să facă? Dumneavoastră credeți că ei se gândesc la unire, la un ideal, la o împlinire, la o bucurie istorică? La... Doar în fund. Poate nici în fund nu-i doare. Ei se gândesc că ei sunt secretari de stat, sunt directori de agenții. Da? Avem 2 milioane de... locuitori în Republica Moldova, pentru care mă număr și eu, cel puțin după cetățenie, și avem 20 de milioane dincolo. Domnul Gonța, toate structurile existente la 20 de milioane populație în România sunt dublate la 2 milioane de locuitori în Republica Moldova. Înțelegeți proporția? Asta înseamnă că în Republica Moldova
Probabil că jumătatea din populație depinde de instituțiile astea. De guvern, de cancelarii, de departamente, de direcții, de agenții, de niște ONG-uri care căpușează guvernul și restul. E cum să vrea oamenii ăștia unirea, domnul Gonț? Haideți să încercăm altă soluție. România oprește tot. Ipotetic vorbind, nu o să se întâmple astea niciodată. România oprește tot. UE începe să dea cu țărâita. Nu mai vine niciun ban în Republica Moldova. Domnul Gonța, a treia zi o să facem iară podul de flori. Vă garantez. Că altfel nu se poate. N-ai din ce trăi. N-ai care industrie, care... Ce? 3 kg de fructe și... Eu am prieteni... Prieteni care lucrează în domeniul agricol. Știu cât de greu le este. De asta spuneam mai devreme. Problema nu e că nu sunt oameni. Problema e că atunci când urcă la putere, câte unii ajung neoameni. Și cam ăia sunt lăsați să urce la putere pentru că sunt manevrabili. Cum să iei un om, cum să lași un om care a muncit 30 de ani într-un domeniu, a realizat ceva, a făcut ceva, e om. Cum să-l ajute pe ăla să ajungă ministrul agriculturii? Păi el a început și face treabă. N-ai voie, nu-l lasă. Sunt păpușare aia, sunt... Nu e voie, domnul Gonța. Trebuie să trăim tot așa, binișor. Stăm agățați de furtunul de la Butoiul la mare și ne simțim bine. Și vorbim despre faptul că... Și vorbim despre reforme, despre... Aderarea la UE. Da. Apropo că veni vorba, a spus de domnul Petruții, ieri a fost un sondaj de opinie și o cifră pe mine m-a lăsat perplex. Deci susținerea pentru aderarea la Uniunea Europeană, barometru de opinie publică. Da, l-am văzut și eu. Continuă să scadă Moldova pentru că se spune că din iunie 2021, când au venit anii noștri la putere, intenția de vot pentru aderarea la UE a scăzut cu aproape 10%. Și asta în timp ce nouă ni se vorbește doar despre Uniunea Europeană, noi am avut summit, noi avem zeci de lideri ai Uniunii Europene care avem pe aici săptămânal, a fost o horă în centrul în Piața Mare a Rău Naționale și a scăzut cu 10%. Dumneavoastră, vă puteți explica așa ceva? Da. Mie mi se pare firesc. Lumea începe să simtă că e mințită. Lumea începe să simtă că e mințită și nu mai crede. Știți, după toată emisiunea asta noastră, cei care erau pe bagajă sunt sigur că deja sunt la gara. Poate tot și-i opriți și le dați vreun sat ce să facă. Nu, Doamne ferește! Domnul Gonța, dați-mi să am 10 milioane acum, aș organiza 1000 de autocare și le-aș umple. Plecați, fraților, și le-aș da și 1000 de euro, bani de drum și primă de instalare, cum ceream eu lui ăla, știți, așa la... Uh-huh. Nu, plecați, fraților! Domnul Poate Dumnezeu. Atunci... Poate atunci când o rămâne ei între ei acolo și repet ca să nu fiu acuzat de rea credință, nu vorbesc de vremuri bune, nu vorbesc nici de alții ai lui Beton. Dudon. Sau de Alianța Beton. Sau, nu, în general. Poate abia atunci ăia 40 de președinți de raion, ăia 40 de președinți de consilii locale, ăia nu știu câte zeci de mii de consilieri raionali, ăia nu știu câți miniștri, trebuie să rămână ei între ei aici. Domnul Gonța, lăsați-i să rămână ei între ei aici. Și s-a făcut liniște. Gata. Totul e rezolvat. Sau rugați-vă să închidă ăștia la alții robinetul. Băi băieți, știți ceva? Sunteți buni? Aveți? Faceți! Tare mi-e teamă că dacă se închide robinetul, ăștia o să scoate toți banii de prin offshore-uri și vreo 5-6 ani o să o ducă. Că nu să stea să moară și ei de foame, nu o să trebuiască să facă ceva. Sau nu e așa? Nimic optimist din partea dumneavoastră astăzi. Așa. Bunța, eu când vin la Chișinău cu microbuzul, eu oricât de optimist aș fi la plecare, când ajung aici intru în depresie. Mă înțelegeți? Lucrurile pleacă de la ce au făcut rușii prima oară când au ocupat
teritoriul ăsta care e numit acum Republica Moldova. Ce au distrus prima oară? Domnul Gonța, că era să uit. Sper că mai avem timp de emisiune. Limba. Dar haide să lăsăm limba în pace, că s-a tot vorbit de limbă, de rusă, de articolul 13, de grafie latină și o nenorocire. Câte statui sovietice sunt în Chișinău încă, domnul Gonță? Cât și erau. Câte și erau. Și tancurile de la graniță, domnul Gonță, tot acolo sunt. Despre ce vorbim, domnul Gonță? Despre ce vorbim? Așa, și revenind la rușii care ne-au ocupat, ce au făcut primul lucru? Limba. Limba, istoria, grafia, le-au ras. Bun, deportările. Dar ăsta a fost elementul de bază. Și noi ce facem acum, domnul Gonța? Același lucru. Atât timp cât... Nu, domnule, puterea asta, care o fie care vine aici la Chișinău, lasă fie acolo 30 de președinți de Consiliu Raional și de mii de consilieri și de secretari de stat și așa mai departe. Dacă s-ar ocupa în mod serios de problemele educației, mă scuzați că revin la istorie și la amintiri. Am mai propus odată ceva, le-am zis băieților de la București, nu eram eu în măsură să le propun lor, dar așa s-a întâmplat că mă mai întrebau din când în când niște lucruri. Ce să facem noi în Republica Moldova ca să fie bine? Și le-am zis, faceți un partid în Republica Moldova care să fie puternic finanțat și dirijat de la București. Da, corect, așa, pe bune, nu apușoară. 1. 2. Faceți o listă cu toți profesorii de limbă română, istorie, geografie, matematică, cu toți profesorii, domnule, din Republica Moldova până la urmă. Și dați-le, nu știu, era anul atunci 2009, cred, 2008. 2008 am avut discuția asta. Dați-le câte 100 de euro pe lună din partea statului român. Găsiți voi un mecanism. Cum le dați banii ăștia, alții le dați și pe ăștia. Hai, domne, ești nebun, nu se poate. Cum să dă? Trece timpul. Pe la mine tot veneau diversi cu întrebări, cu variante, dar ce mai faci, românașul. Știți, băieții veseli. Uh-huh. Aia care discutau un parc despre curve de 50 de euro. Și îmi zice unul că să știți că pe voi câțiva i-am întors. Ne-am împrietenit. Băi, zice, tu până la urmă ai dreptate, hai că nu ești chiar așa de rău, dar noi vreau să te măcim un pic, dar hai că ești simpatic. Bun. Și îmi zice unul, bă, tu ești prost. Păi rușii fac asta cu ai lor de ani de zile și nu le mai spune nimeni nimic și nu mai întreba nimic ce fac, mă. Și zice, bă, zice, tu stai la creangă pe acolo, da. Și deasupra ta asta, o profesoară care mai învață română pe ruși, care mai învață pe ruși nu știu ce, pa. Da. Păi zice, ea întreabă de unde are ea să contribuie la așa șlâc în fiecare săptămână, că salariul n-avea. Că... Domnul Gonț a rămas prost. Și o întreb, săraca Dumnezeu să ierte, a murit de cancer la Moscova cu ani buni. Zic, fată, hai, tu pe lângă ce îți dă ăștia la școală 800 de lei sau 1000 de lei, nu știu cât lua, că avea puține ore, tu mai pui ceva la tășchere. Domnul Gonța din tâi s-a fustăcit așa un pic și după aia mi-a zis, da, zice, mai primesc niște bani de la prietenii noștri pe care tocmai i-am expulzat, că mă scuzați că de acolo mi-a venit și cu statuile. Am expulzat câți diplomați de la ambasada? Angajați, de fapt. Angajați? Câți? Mulțușori. 20, 30, 40? Așa. Câți au rămas? Suficient. Când eu am fost acreditat prima oară în Republica Moldova ca jurnalist, erau spre 800. Dar nu contează. Câte statui sovietice au rămas în Chișinău? Asta contează, domnul Gonț. Lasă expulzeze toată ambasada. Astea sunt acte de PR. Astea sunt făcute ca să ne ia fața. Astea sunt făcute să le pună pe ștachetă la UE. Ia uite, hai, Ursula, am dat 50 de funcționari ruși din țară. Și ce dacă i-ai dat afară din țară? Ce ai rezolvat? A scăzut prețul la motorină? A scăzut prețul la gaze, a scăzut factura la întreținere la case, adun gunoiul mai bine,
Sunt țevile de canalizare și de aducțiunile de apă mai bune, mai... E căldură în casă. Ce ai făcut, bă, că ai trimis 50 de ruși acasă? Trimite-i pe toți. Doamne, să-i trimite pe toți. N-a să vedeți așa ceva. Că-ți vorbit de casă, hai pe acasă. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc, domnule Dinu. Cer scuze dacă am sărit calul pe aici, pe acolo. Emisiunile astfel sunt mai interesante. Dumneavoastră știți bine, ca jurnalist. Știți, așa dați-mi voie să spun pe încheiere, vorba aia cu ciumadan, vokzal, Rasia. Da? Ciumadan, vokzal, Europa. Da, deja i-ați îndemnat, oameni, deja i-ați îndemnat. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și sper să ne revedem neapărat aici în studio. Multă sănătate. Să trăiți. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.